Dacă până acum era sub semnul întrebării, acum este o certitudine. Lia Olguta Vasilescu va candida pentru un nou mandat de primar al municipiului Craiova. Candidatura sa a fost aprobată de Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat. După 3 ani și jumătate de investiții, actualul primar al Craiovei anunță că are o listă de obiective și pentru următorii 4 ani. Biroul Permanent Național al PSD a aprobat candidaturile pentru 5 primării reședința de județ. Printre candidații validați se numără și actualul primar al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Sunt oficial candidatul PSD la primăria Craiova. Candidatura mea a fost aprobată de către Biroul Permanent al Partidului Social Democrat. Nu știu dacă mai este o surpriză pentru cineva. Urmează o perioadă de campanie electorală care ne așteptăm să fie dramatică din partea adversarilor, cu foarte multe atacuri, dar cred că ceea ce s-a întâmplat până acum în Craiova sunt argumente destul de solide pentru candidatura mea. Lia Olguța Vasilescu este o figură cunoscută în politica românească. A fost deputat între anii 2000 și 2004. În următorii 8 ani și-a convins alegătorii că merită 2 mandate de senator de Dolj. Ambițioasă din fire, Lia Olguța Vasilescu a candidat în 2012 pentru fotoliul de primar al Craiovei, luptă din care a ieșit învingătoare.